Mulțumesc, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Am vrut inițial să vorbesc doar despre un singur lucru astăzi, însă evenimentele de ieri m-au făcut să mă răzgândesc un pic. Și vreau să încep să vă spun câteva cuvinte despre Congresul Pro-România, un partid politic care în Parlament nu este recunoscut, drept dovadă nici acum nu suntem înțeleși ca și grup parlamentar, dar un partid care a reușit într-un timp foarte scurt să organizeze lucrurile politice și administrative de o manieră foarte serioasă. Au fost două zile de dezbateri și sâmbătă și duminică, în care s-a adus substanță, consistență, dialog, transparență și cred că acest model de start-up politic ar putea să fie foarte interesant urmat și de alții. Acum, ca să răspund și unui prieten de ce a trebuit să facem în două zile congresul, 20-21, sigur că o glumă pe 20-20 era ocupat. Însă, trecând într-o zonă foarte serioasă, am avut privilegiu să mă ocup de un panel de administrație publică pe care să-l prezidez, să-l moderez și vreau să vă spun că foarte multă lume din țara românească vrea o schimbare profundă în administrație. Cred că e un moment foarte propice ca în această perioadă, chiar dacă suntem cuprinși de febra alegerilor, de scandaluri perpetue, să ne gândim totuși la viitor și cred că 2021 ar trebui să fie pentru toți un nou început, un an de la care să pornim cu speranță, să pornim cu încredere, să pornim cu proiect politic, așa încât să putem construi următorul centenar. Pe ăsta, evident, l-am ratat. Trecând la celălalt subiect legat de politica externă și de situația în care se află România, nu pot să nu constat faptul că ieri, în Parlamentul European de la Strasbourg, președintele Klaus Iohannis a avut un discurs corect. Un discurs bun, un discurs ancorat, din păcate prea târziu. Și dacă e să ne gândim puțin în istorie și să ne amintim de ce spunea Churchill la acel moment fabulos atunci când a ținut poate cel mai important discurs din istorie pe radio în timpul războiului, cel de-al doilea, ne gândim așa cumva dacă l-ar fi citit sau l-ar fi spus după război, nu avea nicio valoare. De aia și Klaus Iohannis vine ieri în Parlamentul de la Strasbourg prea târziu. Suntem deja în situația unui elev corijent, scos la tablă, pus la colț, cu părinții aduși ei în fața clasei, în condițiile în care n-am reușit să mișcăm lucrurile diplomatic de o manieră consistentă. Am pierdut foarte mult și vă spun că, din păcate, ne va costa și mai mult această președinție rotativă care stă să vină peste noi și care va însemna din nou un eșec. Și vreau să vă spun, dragii mei, rotativ nu înseamnă că rotăm cadre. Nu înseamnă că schimbăm acum în noiembrie miniștrii din nou. Nu înseamnă că cineva își permite să facă remanieră pentru cine, pentru ce, când, cum, care. Gândiți-vă o secundă cum va fi ca la ministere, de la 1 ianuarie, să fie miniștri proaspeți, care habar n-au despre ce e vorba, care vor servi doar cafeaua la Consiliile Europene și care vor face, din păcate, țara de rușine. Mulțumesc! Cătălin Echifor, Pro România.